Bine. Ai slăbit? Da. Ia uite-o, bă, ce manechină e. Bă, ești ca cu 20 de ani. Aproape. Da? Mă, tu te-ai îndrăgostit, mă, ca tine. A, nu, nu, nu. În niciun caz. Nu? Dar ce are dacă te îndrăgostești, ce nu-i voie? Mă, știi cum sunt eu cu dragoste. Dar de ce nu-i voie? E voie. Foarte bine. Arată foarte bine, Catinca. Deci, mulțumesc. Primul subiect despre care vrem să... E bine că aflu și eu acum. Da? E vorba despre faptul că sora Deliei, care a plecat de acasă și s-a întâlnit cu un băiet, băietul cam așa, până și el a făcut într-o postare a little bit stupid, e bine, a plecat și s-a consfințit divorțul lor. Iar... Se spune excentric. Da, așa, să-l cheme excentric. Și spune Gina, mama fetelor, că fiecare copil își trăiește experiențele, ceea ce înseamnă că a adus-o pe Oana la stadiu de copil, deși este o mamă a doi copii, dar probabil că exista un copil în ea care voia să iasă. Da, probabil. Acum, sincer, așa din afară, e ușor să judeci. Da. Dar noi nu știm exact ce se întâmplă acolo. Eu așa cred. Adică faptul că a plecat, eu cred că unei femei trebuie foarte mare curaj să plece la pache cu doi copii. Da. Și e o hotărâre care nu se ia foarte ușor. Eu așa cred. Deci probabil că există niște motive întemeiate. Acum, na, alegerea partenerului chiar nu o putem judeca noi. Asta o să o vadă ea în timp, dacă a făcut alegerea bună sau nu. Da. Este adevărat. Mergem mai departe, doamnelor și domnilor. Următoarea povestioară, care ziță mai povestea, drama, dacă vreți, ține de o declarație pe care a făcut-o Claudia Pătrășcanu, care Claudia Pătrășcanu, în ciuda faptului că înțeleg că colaborează cu partea beligerantă, ca să zic așa, în momentul în care e vorba de boala copilului, a fost între copilași bolnavior, multă sănătate. Și acum vine Claudia cu alte mărturisiri. Și zice așa: el și-a dorit foarte tare să mă prezinte familiei, pentru că Gabi, când a aflat că sunt însărcinat, a venit la mine la ușă și m-a îmbrățișat. Am înțeles că a avut o discuție cu familia, cu tatăl, celebrul domn Nicolae Bădălău. Tatăl lui de atunci nu a fost... Tatălui de acum nu a fost de acord cu copilul. Fostul socru nu prea a fost de acord cu copilul. Mergem mai departe. Gabi și-a dorit foarte tare și într-un final cred că i-a convins. Pe 8 martie am fost invitată la un restaurant și acolo i-am cunoscut familia. Familia lui m-au plăcut, dar nu știu dacă m-au acceptat după ce s-a întâmplat acum. Eu cred că nu. Dacă într-adevăr mă acceptau cu sufletul în viața lor, cred că m-a ajutat și pe mine și pe băiatul. M-a ajutat, da, și pe mine și l-a ajutat și pe băiatul lor. Poate în sinea lor nu m-au dorit pentru copilul lor. Poate că era și diferența de vârstă. Gabi m-a dorit, ne iubeam. Nu prea a avut niciodată o legătură, el nu a avut niciodată o legătură de iubire, poate doar de respect cu familia lui. Mama a fost cea care a dictat pentru el, pentru sufletul lui. Mai avem? Nu mai avem. Atenție mare însă că în momentul în care intervine în această manieră Claudia Pătrășcanu, apare și Gabi Bădălău, care simte nevoia să comenteze. Mai spunea Claudia Pătrășcanu că nu l-a luat pentru bani. Și așa mai departe. Intervine însă domnul Gabi Bădălău, care spune că în postări, că ar fi bine ca ea să se concentreze și amândoi să se concentreze pe copii și pe ceea ce spun în public vis-a-vis de copii. O face mincinoasă încă o dată și spune că mama ei este o femeie extraordinară care nu a avut nimic împotriva ei. Joacă-o pe asta. Eu nu știu ce să zic. Acum, sigur, poate la început au fost reticenți bunicii cum ar veni, dar eu nu cred că după apariția copiilor acest lucru a mai contat. Da. Și nu văd pentru ce continuarea unor astfel de discuții. Până la urma urmei sunt vaccin și majori amândoi. Treaba este că se împlinesc deja 3 ani de când s-a produs despărțirea. Da,
știu. Și din păcate nu o să mă potolesc în a repeta de 1000 de ori lucrul ăsta. Poate cine știe, cineva l-ascultă la un moment dat. Nu înțeleg părinții ăștia care nu-și dau seama că toate certurile și toate tensiunile astea se revarsă asupra copiilor. Așa este. Și că în scurt timp, că știi foarte bine cum zboară timpul, copiii ori devine adolescenți și toate lucrurile astea ori să conteze pentru ei. Eu sunt absolut de acord. Pe de altă parte, aș vrea să mai spun că dincolo de toate aceste certuri, pentru că el spune, Gabi Bădălău, și cu asta încheiem o ultimă părere din partea, până la publicitate, după aia avem un interviu foarte interesant, spune Gabi Bădălău, ea face treaba asta pentru vizualizări, ca să revină în atenție cu un fel de scandal. Nu ajută nici ca ea să aibă mai multă înțelegere și pentru copiii și cu soțul, pentru că de oricum ar lua-o, ea împreună cu Gabi Bădălău o să fie părinții copiilor, părinții, deci ei o să coabiteze, da, o să-și dea cu toate bătele simbolice așa în cap, este. Nu la propriu, ferească Dumnezeu, că tot împreună o să fie. Așa este, dar pe moment probabil că nu-și dau seama, nu? Dar asta e cruda realitate. Și nu o să fie bine pentru copii în primul rând. Nu o să fie bine, doamnelor și domnilor, pentru că, evident, într-o bună zi, copiii o să spună niște lucruri și oamenii mari o să se întrebe, păi, de unde a scos el chestia asta? Pentru că copiii, deși nu se pronunță, ei înțeleg și aud. Da, și înmagazinează, mai ales. Înmagazinează și când răbuvnesc, te întreb ce meteorit a căzut dacă peste tine. Dacă te-a lovit, da. Acum urmează publicitate. E un meteorit plăcut. După aceea continuăm cu alte povești senzaționale împreună cu Catinca.